Suntem la sfârșit de an și cu ocazia acestui serviciu de brevelion, cum îl numeam noi, nu? Am câteva gânduri pentru dumneavoastră. De fapt, mă includ și pe mine, în primul rând, în subiectul pe care îl discut în această seară. Câteva zile la rând am fost încercat de o răceală foarte zdravână. Am început să cred că am COVID, mi-am făcut test, nu aveam COVID, dar probabil că cu vârsta unii microbi sunt mai puternici decât noi. Un filozof roman, stoic, filozofii romani erau ori stoici, ori epicurieni, stoicii erau aceia care învăța oamenii să mai postească, să se înfrâneze de la o serie de lucruri, să ducă o viață disciplinată, pe când epicurienii învățau pe oameni să trăiască și să se bucure de viață, ziceau ei. L-a chemat Seneca. Iată ce spune Seneca despre timp. Cu toții ne plângem de scurtimea timpului. Cu toate acestea avem mai mult decât știm sau putem să folosim. Ne cheltuim viețile fie nefăcând nimic, ori nefăcând nimic cu scop, sau nefăcând nimic pentru că așa ni se cere. Ne plângem cu toții că zilele sunt prea puține, dar ne purtăm ca și cum n-ar avea nici un sfârșit zilele noastre. Așa ne purtăm ca și când zilele nu s-ar termina niciodată. Cineva a spus că dacă pierzi bogăție, poți să o câștigi prin muncă și prin efort. Poți să câștigi ceea ce ai pierdut. Dacă îți pierzi sănătatea și ai o sănătate șubredă, tratamente, doctori, cumpătare, odihnă, îți revii după toate astea. Cunoștința uitată se poate recupera prin studiu. Te pui pe carte și studiezi. Ba și o prietenie se poate repara, nu prin dragoste și comunicare. Și unii dintre noi ar trebui să mai încercăm să mai reparăm câte ceva din ceea ce tot noi am stricat. Chiar o reputație ruinată se poate câștiga prin pocăință. Dar am o veste proastă în această seară. Nimeni dintre noi nu mai poate rechema zilele pe care le-am irosit, le-am pierdut. Anii care s-au dus. Ca să-i umplem din nou de semnificație și de înțelepciune. Cine poate rechema timpul înregistrat în cartea cerului? Nobody, nimeni. Din păcate, irosim ceea ce avem foarte limitat, timpul. O serie de popoare din lume au obiceiuri mai ciudate de anul nou. Italienii, de exemplu, și nu vă recomand să mergeți la Roma în timpul sărbătorilor de Revelion, pentru că își aruncă pe fereastră tot ce nu au nevoie anul ăsta. S-au săturat de mobilă, aruncă mobila pe fereastră. Te poți trezi cu lucruri de care n-ai nevoie. Alții, probabil că aici în America, au și început tunurile să tragă, nu? Bubuie, să speriem anul vechi, probabil, nu? Fireworks, bubuiel de toate soiurile. Să tem oamenii că se mai întoarce anul ăsta vechi, care au fost, că n-a fost prea bun. Realitatea însă e că timpul nu se întoarce, nu se mai întoarce înapoi. Cineva a spus că noi trăim între cadavrele zilelor de ieri și embrionii zilei de mâine nenăscuți încă. Aici trăim noi, astăzi. Ieri este istorie, mâine este isterie, că ne temem de mâine. Azi o trăim cu regretele de ieri și cu frica de ziua de mâine. În seara asta am câteva lucruri foarte practice și cred că sunt foarte importante la sfârșitul acestui an. Numărul 1. Să privim în urmă pentru a fi recunoscători pentru binefacerile Domnului. Uitați-vă în urmă la anul care a trecut.
Eu și soția îi mulțumim foarte mult lui Dumnezeu pentru anul ăsta, pentru că a avut milă de mine. Puteam să mor în aeroport în Portland. Domnul s-a îndurat de mine, a fost bun cu mine, am trecut pe acolo împreună cu soția, nu de mult, și i-am spus, uite aici, puteai să mă găsești. Să pui vreo cruce, așa cum pun americanii, la marginea drumului, nu? Unde a murit cineva de-a lor, puteai să pui aici un semn, așa că aici am sfârșit-o. Domnul a fost bun cu mine. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine, spune Psalmul 116 cu versetul 12. Binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui, Psalmul 112 cu 2. Ar trebui să ne uităm în urmă cu recunoștință la binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat, să facem socoteala lor. Fă-ți timp, ia o coală de hârtie și pune pe hârtie binecuvântările care ți le-a dat Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu pentru ele. La final, când ne vom întâlni cu Domnul, vom afla că au fost mult mai multe decât am știut noi să ne aducem aminte de ele. Fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot binele pe care ți l-a făcut. Sănătate, familie, gândește-te la copiii tăi, la nepoți, la toți și mulțumește lui Dumnezeu pentru harul acesta să-i ai. Mulțumește în primul rând lui Dumnezeu pentru ceea ce ești, nu neapărat pentru ceea ce ai. Așa suntem de ușor de păcălit să mulțumim Domnului pentru ceea ce avem, obiectele care le avem. Cred că ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem. Suntem copii al lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta este mult mai important decât lucrurile care noi le-am adunat. Timpul trece, dar odată cu trecerea timpului vreau să vă încurajez. Sunt și beneficii, avantaje cu trece timpul. De exemplu, dacă ați trecut de 50 de ani, în caz de luare de ostatici, vei fi eliberat printre primii. Nu? Nimeni nu se așteaptă de la tine să mai alergi undeva, nu, să mai fugi. Nu mai poți. Dacă seara te sună cineva, așa după ora 9, te întreabă, nu cumva v-am trezit. Nu vi s-a întâmplat asta, mie mi s-a întâmplat. Lucrurile pe care le cumperi acum nu se mai uzează. Poți cina și la ora 4 după masă. O să ai un dinner grozav la ora 4. Te angajezi în discuții foarte serioase despre sistemul de pensii, nu? Depășirea vitezei legale nu mai este o provocare. Nu mai încerci să tragi burta dacă intră cineva în încăpere. Asta este o încercare a multor bărbați, așa. În lift, cânți cu difuzorul din lift, încheieturile prezic vremea mai corect decât Institutul Național de Meteorologie, plățile făcute pentru asigurările de sănătate în sfârșit încep să-și arate roadele. Și ultima, secretele tale sunt în siguranță la prietenii tăi, pentru că nici ei nu-și mai aduc aminte de ele. Numărul 2. Să privim la experiențele trecutului pentru a învăța din ele. Haideți să ne uităm prin ce am trecut ca să învățăm ceva din ele. Iată un verset extraordinar în Psalmul 15, versetul 31. Zice, urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Deci, cu alte cuvinte, oamenii înțelepți iau aminte la învățăturile care le-a scos viața în calea lor. Nenorocirea noastră este că avem tendința să ne aducem aminte de lucruri care ar fi trebuit să le uităm de multă vreme. Și apoi ne aducem aminte de, și apoi uităm lucrurile care ar fi trebuit să nu le ținem minte, nu-i așa? Tocmai pe dos lucrăm. Eu am o vorbă pe care o spun foarte des soției mele, spun, Rodica, ieri s-a terminat aseară. Ieri s-a terminat aseară.
am putea folosi totuși lecțiile de ieri și să învățăm din ele, să nu le mai repetăm. Dacă am făcut greșeli, dacă am spus ce nu trebuie, dacă am avut succes sau, eu știu, am pierdut ceva, să învățăm din lecțiile trecutului, să nu le mai repetăm. Deși Mark Twain a spus că istoria nu se repetă, ci ea rimează. Deci ceva seamănă cu ceea ce a mai fost, nu? Trecutul este istoria ta. Învață din această istorie. Cel puțin ca să nu mai treci prin locurile acelea neprielnice prin care ai trecut. Numărul 3. Să privim în urmă ca motivație pentru viitor. Să ne uităm în urmă ca motivație pentru viitor. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Psalmul 19 cu versetul 20. Nu v-ați întrebat de ce de atâtea ori se repetă în Scriptură istoria ieșirii din Egipt a poporului Israel? O povestesc psalmiștii de vreo 2-3 ori. Pe urmă, în Noul Testament, din nou, predica lui primului martir, nu Ștefan, toți povestesc exact același lucru. De ce tot povestesc istoria asta? Ca să învățăm din ea, ca să nu o uităm, ca să știm că Dumnezeul care te-a ajutat ieri, mă va ajuta mâine, va fi alături de mine. Adu-ți aminte de izbăvirile din trecut, pentru că la același Dumnezeu te va izbăvi și mâine când vei trece prin încercări. Povestește copiilor, povestește nepoților. Noi ca familie anul ăsta am fost încercați într-un fel, pentru că una dintre familiile copiilor mei se mută în Texas zilele astea. Am avut câteva întâlniri cu ei și mâine din nou ne vom întâlni. Și știți ce ne-am gândit să facem așa înainte să ne despărțim? Să luăm toate albumele de familie și să le arătăm la nepoți fotografiile cu bunicilor, să știe istoria. Repetați istoriile, spuneți-le poveștile vieții voastre copiilor voștri, aduceți-vă aminte de izbăvirile din trecut, când Dumnezeu a intervenit în viața voastră, pentru că ele îi vor încuraja pe ei în confruntările cu viața de mâine. Numărul 4. Să ne numărăm bine anii, anticipând cât mai avem de mers. Ei, asta nu prea ne place nouă. În Psalmul 90 ni se spune însă foarte clar, zice cuvântul lui Dumnezeu așa: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. 90 cu 12. Asta nu prea ne place nouă, nu? Ei, haideți să vă povestesc ceva și dacă aveți timp, notați ceea ce vă spun și mergeți acasă și deschideți computerul. Este un website foarte important, îl cheamă deathclock.com. deathclock.com. Și o să vă întrebe câteva lucruri foarte simple. Când v-ați născut, o să vă întrebe ecuația asta, înălțimea care o aveți și greutatea, nu? Cu asta avem cam probleme foarte mulți dintre noi. Și o să vă întreb un lucru foarte ciudat. Dacă sunteți optimist sau pesimist? Eu am încercat să văd ce se întâmplă dacă aș fi pesimist, ceea ce mie nu mi se potrivește, așa. Dar mi-a zis, zice, ați murit în octombrie anul trecut. Deja, dacă eram pesimist, eram mort deja, a fi fost la mormântarea mea. Ei, dar când am pus optimist, mi-a mai dat încă 18 ani în plus. Ascultați-mă, optimismul, încrederea în viață, lucrează extraordinar. Așa că o să fiți pesimiști acum că o să trăiesc așa de mult și o să mă vedeți mai des aici.
Mi-a făcut socotelele, domnule, ar fi fantastic, 18 ani, nu? Ce-ar fi să o iei în serios? Uite-te când a murit taică-tău sau maică-ta, ok? Că s-ar putea să îi moștenești genetic și ceasul care a funcționat la ei să funcționeze și la tine, nu? Fă socoteala câți au mai rămas și începe să faci ceva cu viața asta care este. Fă ceva cu viața asta. Fă un proiect de viață, ok? Pentru anii ăștia care îi mai ai. Eu am de gând să mai scriu vreo 20-30 de cărți, dacă mă ajută Domnul. Așa, așa nu le citește nimeni, dar cel puțin să speriem următoarea generație. Fă-ți un proiect de viață. Ce vrei să faci cu anii ăștia care ți-i dă Domnul, ok? Ce vrei să faci cu ei? Fă un proiect de viață și investește în viitor. Vreau să spun în final că nu e niciodată prea târziu. Socrate, la vârstă foarte înaintată, a învățat să cânte la un instrument muzical. Alin, acordionul. Este un lucru extraordinar. Cato, la vârsta de 80 de ani, a început să învețe limba greacă. Petrarca, poetul, între 70 și 80 de ani, a început să învețe limba latină. Ludovico, în vârstă de 115 ani, și-a scris memoriile. Deci o să o stați să vadă cât trăiește și la sfârșit și-a scris memoriile, 115 ani, domnule. Fantastic. Franklin nu și-a început scrierile filozofice numai după 50 de ani. Traducătorul lui Homer și Virgiliu n-a știut latina și nici greaca până la vârsta de 50 de ani. Atunci s-a enervat, s-a pus și a învățat limbile astea și le-a tradus pe Homer și pe Virgiliu. Okay? Încă nu e prea târziu, nimic nu e prea târziu. Folosește timpul care-l ai, investește în el și Dumnezeu te va binecuvânta și vei lăsa lucruri deosebite în urma ta. Să decidem să răscumpărăm vremea, să folosim la maxim zilele. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele, Efeseni 5:16. Am să rostesc aici două vorbe care pe noi românii ne supără foarte rău. Disciplină personală. Okay. Asta ne supără foarte rău pe noi. Disciplină personală. La ce oră te trezești? Ok? Cât dormi? Cât timp ești activ? Este o carte a lui Mark Batterson și dacă puneți mâna pe ea, citiți-o, vă rog, se cheamă Win the Day. Câștigă ziua, biruiește ziua, 24 de ore. Citește cartea asta. Știți ce scrie Mark Batterson aici? Că orice om care lucrează în America la ora actuală, în timp ce lucrează la Strunk sau eu știu undeva, 46,9% din timpul acela în care el lucrează nu se gândește la ceea ce lucrează. Nu este groaznic, e teribil. 46,9, aproape jumate din timp, nu se gândește la ceea ce lucrează. Câteva sfaturi ca să rămâneți tineri, permanent. Numărul 1. Ignorați numerele neesențiale, inclusiv vârsta, greutatea, înălțimea. Lăsați doctorii să-și facă grijă în legătură cu astea, că de-aia îi plătim. Da. Înconjurați-vă cu prieteni veseli. Ăia mohorâți vă deprimă. Fugiți de ei. Învățați, studiați computerul, meșteșugurile, grădinăritul, orice. Nu lăsați creierul să lenevească. O minte înceată este atelierul diavolului și numele diavolului este Alzheimer. Ok? Cheamă Alzheimer pe diavol. Savurați lucrurile simple. Ca
un actor care ne place mie și soției mele. Like breakfast, zice el. Râdeți des, mult și din toată inima. Mai apar și lacrimi, îndurați, suferiți, treceți mai departe, fiți vii când, cât timp sunteți în viață. Înconjurați-vă cu dragoste, casa voastră să fie refugiul vostru. Prețuiți-vă sănătatea, dacă este bună, păstrați-o, dacă este cu defecte, reparați-o. Dacă nu ține de voi reparația, căutați sprijin, mergeți la doctori. Deși am aflat că la spital mor cei mai mulți oameni, ar fi bine să umblăm pe acolo. Spuneți-le oamenilor că îi iubiți, că îi iubiți cu orice ocazie, mai ales celor dragi din familie. Știți ce am aflat zilele trecute așa în discuție cu soția și ne-am dat seama că asta era. Copiii în România nu îi auzeau pe părinți să spună că îi iubesc. Nu, românii nu spun la copii că îi iubesc, da, de unde? Ba, soacră mea spunea că trebuie să-i săruți noaptea când dorm. Dacă vrei să-l săruți, să-l săruți când doarme, să nu afle că tu-l iubești cumva. Wow! Teribilă idee! Spuneți copiilor că iubiți. Spuneți oamenilor și nu uitați niciodată, viața nu se măsoară cu numărul de respirații pe care le aveți, ci în momentele care vă taie răsuflarea. Să vă fie ziua minunată, anul ăsta nou, mai bun decât ala vechi și Domnul să vă binecuvânteze. Și ultimele lucruri care vreau să le spun este, învață să trăiești azi. Regula de 24 de ore. Știți că în Tatăl nostru ni se spune pâinea noastră cea de toate zile de ne-o nouă astăzi? Știți că Dumnezeu vrea să avem încredere în El pentru ziua de astăzi? Termenul de valabilitate a manei din pustie, știți că era o zi? Era numai pentru astăzi. A doua zi, dacă țineai, se strica. Mânia pe care o aduni în inima ta împotriva soției sau soțului tău, a copiilor, spune Biblia să n-apună soarele peste ea. Limitează-o la o zi. Mila lui Dumnezeu, bunătatea lui se renoiește în fiecare dimineață, în fiecare zi. Cât ni se cere să purtăm crucea Domnului? În fiecare zi. Știți că avem și porunca să ne bucurăm întotdeauna, în fiecare zi. Dumnezeu ne cere să folosim cele 24 de ore. Folosește-le. Concentrează-ți viața. Îngroapă trecutul care a trecut, ok? Și lasă viitorul când încă nu a venit. Trăiește azi cele 24 de ore și trăiește-le în prezența lui Dumnezeu. Pentru că la capătul de drum nu este moartea, ci este întâlnirea noastră cu Domnul. Pe drum vorbeam cu soția și spuneam, măi, ar trebui să ne schimbăm totalmente modul de a vorbi. Prea vorbim despre moarte, ne gândim la tot felul de alte chestii care însoțesc moartea, nu? Loc de veci, cimitir. Am auzit pe cineva care și-a făcut și programul de mormântare, cine predică, cine nu predică la mormântarea lui. Eu am mai amenințat pe niște prieteni și am zis, bă, dacă nu veniți la mormântarea mea, nici eu nu merg la mormântarea voastră. Dar la capătul de drum este întâlnirea cu Domnul, ok? Este întâlnirea cu Domnul și nu un lucru rău. Este cel mai minunat lucru care ni se poate întâmpla. N-ar trebui să ne temem de moarte. Puneți casa în rânduială până atunci. Pregătește pentru trecerea și întâlnirea aceasta cu Domnul. Poate că dacă trebuie, fă un testament. Cumpărăți loc de veci, cum ziceam, nu? Pregătește bani de mormântare. Fă și programul de priveghi, dacă vrei. Așa? Dar pregătește, pentru că lasă în urma ta lucruri frumoase, lasă în urma ta amintiri frumoase.
termină bine călătoria prin această viață. Și călătoria se termină cu întâlnirea noastră cu Domnul. Dacă n-am să vă mai văd până în anul viitor, vă doresc să aveți un an nou mai bun decât cel vechi și multă sănătate și binecuvântare. Și folosiți timpul, folosiți-l bine. Amin.